O să reiau toate argumentele, dacă îmi permiteți, și scurtul istoric legat de tema comasării alegerilor. În primul rând, vă informez că această temă este pe masa coaliției în discuție, spre deosebire de colegii noștri parteneri de coaliție. Partidul Național Liberal a testat subiectul în sondajele de opinie și am venit cu aceste argumente, nu ne-am ferit să le expunem și în spațiu public, am venit și în coaliție cu ele. Sunt argumente care arată că ideea de comasare este un lucru important pentru anul 2024, dacă ne dorim ca acest an să nu fie un an al stagnării și dacă ne dorim ca dezbaterea publică la nivel de 2024 să nu se transforme în haos. Am să vă spun așa, că această opțiune este discutată în interiorul Partidului Național Liberal. Avem un comitet de lucru, o comisie, un grup de lucru de experți juriști din interiorul partidului care au pus pe hârtie argumentele care țin de constituționalitate, ideile care țin de oportunitate și de asemenea am pus pe hârtie inclusiv proiectele de legi care trebuie depuse în Parlament dacă va exista o decizie politică la nivel de coaliție. Acum, dacă intenția Partidului Național Liberal este aceea de a nu se concentra în 2024 pe bătălii politice, ci ne dorim să fie un an cât mai ușor, astfel încât economia să meargă pe un curs normal și să avem predictibilitate, dacă ne dorim ca etapele acestea de campanie electorală să fie cât mai puține și nu să blocăm anul 2024, vom vedea care va fi decizia partenerilor de coaliție curând. Ce pot să vă spun este așa, că din sondajele de opinie pe care Partidul Național Liberal le-a făcut, 2 pe 3 dintre români, 2 treimi din români, își doresc comasarea alegerilor. De asemenea, dacă vreți exact procentul, vă spun că românii, într-un procent de 67%, conform ultimului sondaj pe care l-am făcut, sunt favorabili comasării alegerilor în anul 2024 și, de asemenea, tot din sondaje, aproximativ 70% dintre cetățeni spun că nu ar fi confuzați, de exemplu, dacă ar avea de votat pe cele 6 buletine de vot. Fac precizarea înainte de a vă da toate argumentele pe care le-am avut în vedere atunci când am propus comasarea alegerilor, fac precizarea că nu avem un anume scenariu predeterminat și că toate discuțiile sunt deschise. Deci nu există niciun fel de opțiune dominantă dacă se suprapun localele cu parlamentarele, parlamentare peste prezidențiale și așa mai departe. Important este să avem ca punct de pornire toate argumentele favorabile ideii de comasare, ca ulterior să putem să vedem care scenariu este cel mai bun pentru a oferi României acel an de care are nevoie, fără blocaj, fără haos, fără stagnare. Și acum o să vă rog să-mi permiteți să vă dau argumentele. Primul l-am anticipat și anume dorința electoratului. Este clar din sondajele de opinie că românii își doresc un an care să nu iasă din tipare, în care să nu se blocheze administrația, în care economia să nu aibă de suferit. În al doilea rând, un argument la care cu toții ținem și îl folosim în spațiu public și credem foarte mult în el, este legat de instabilitatea politică. Gândiți-vă că în România n-a mai fost acest super an electoral cu 4 tipuri de alegeri care să blocheze România practic, motiv pentru care nu ne dorim nicio încetinire sau îngreunare a activității administrative și nu ne dorim deloc ca românii să aibă de suferit. Din această perspectivă, credem noi că argumentul stabilității politice, evitarea instabilității, este unul fundamental. În al treilea rând, economiile la bugetul de stat. Eu cred că e un lucru pe care nu putem să îl ignorăm. Sigur, democrația costă, sunt de acord cu asta, însă rundele de alegeri simultane costă mai puțin decât alegerile succesive și va trebui să ne gândim dacă
este nevoie de această economie sau nu. În al patrulea rând, securitatea. România nu își permite să fie vulnerabilă la nivel regional, motiv pentru care opinia Partidului Național Liberal este că situația trebuie tranșată în 2024 politic cât se poate de repede. Iar ultimul argument este cel legat de oboseala electorală. Știți foarte bine că de la alegerile care vor avea loc pentru Parlamentul European până la al doilea tur de prezidențiale vor trece luni bune de campanie, de mobilizarea electoratului la vot, de campanie făcută în mod susținut de reprezentanții partidelor politice, de candidați, iar apetitul electoral, apetitul electoratului de a veni la urne va scădea văzând cu ochii. Acesta este motivul pentru care dorim în 2024 comasarea alegerilor, pentru că ne dorim ca electoratul să fie într-o proporție cât mai mare prezent la urne și să nu scadă pentru finalul anului interesul acestuia. Sunt, cred eu, argumente necesare, sunt argumente suficiente pentru a exista discuția în coaliție. După ce se va epuiza subiectul deficitului bugetar și a cheltuielilor care trebuie justificate de către guvern, astfel încât să ne încadrăm în ținta de deficit bugetar angajată de guvern, pentru că acest subiect este prioritatea guvernului acum, sigur și subiectul comasării alegerilor va fi în coaliție discutat. Eu nu cred că sunt subiecte tabu pentru coaliție, cu atât mai mult cu cât vorbim de o atmosferă sănătoasă, o activitate bună în societatea românească. Iar comasarea alegerilor nu poate fi decât o temă care să atragă cât mai multe opinii favorabile. Legat de reducerea cheltuielilor, considerați că iertarea angajărilor la spate, la salariilor și acea supraimpozitare despre care se tot discută ar fi măsuri bune în acest moment, care ar trebui inclus în acea ordonanță de urgență? Vom vedea propunerea pe care Ministerul Finanțelor o va înainta guvernului. Până atunci pot să vă spun că poziția Partidului Național Liberal este că exclude orice fel de impozitare progresivă, motiv pentru care suntem în continuare partidul care protejează mediul privat, antreprenorii privați, angajații din sistemul privat și nu considerăm că ei trebuie pedepsiți în vreun fel. În același timp nu spunem nu reducerii unor cheltuieli în sistem public care nu sunt justificate. Însă această analiză va trebui făcută de guvern cu fiecare minister în parte. Înțeleg că propunerile din partea ministerelor de resort și a investițiilor și a instituțiilor, scuzați-mă, au fost înaintate, urmează ca ele să fie centralizate și vom vedea care este impactul acestora. Pentru că atunci când elaborezi cadrul legislativ, când pui ordonanța în foaie, se evaluează și impactul. În funcție de impact, vom vedea dacă aceste măsuri au rezultatele pe care guvernul le speră. Dar eu sunt convinsă că vor găsi acele măsuri care să nu afecteze niciun fel activitatea guvernamentală, să nu atingă niciun fel angajații din sectorul privat și nici angajații din sistemul public la nivel de salarizare, pentru că știți că nu se pune problemă în acești termeni, dar trebuie categoric eficientizată cheltuirea banului public. Nu s-a discutat. Ce s-a discutat vă comunic acum, că nu e nevoie, și l-ați auzit și pe premier spunând acest lucru și pe președintele Ciolacu spunând acest lucru, reconfirm aceste idei pe care coaliția și le dorește, și anume să discutăm despre lucruri care se fac în guvern acum, nu despre rotativă. Mai este o lună până se întâmplă această rotativă, iar până atunci sunt teme foarte importante atât pe masa guvernului cât și pe masa Parlamentului. De exemplu, astăzi la ora 13 în Comisia Economică și cea de energie avem taxa de solidaritate. Întoarsă, a venit o cerere de reexaminare de la președinte, s-au formulat amendamente, sunt agreate de coaliție, ele vor fi discutate în câteva minute la comisiile de resort și o vom avea pe plenul de astăzi, dacă nu mă înșel, chiar primul punct după Comitetul Liderilor. Ca atare, nu vreau să mai
insistăm deloc pe rotativă, ea se va produce atunci când coaliția va decide. Numele miniștrilor pentru mine sunt realmente neinteresante sau neimportante. Important e felul în care va funcționa acest guvern și maniera în care vom reuși să aducem obiectivele din programul de guvernare și proiectele din programul de guvernare la liman. Tocmai vă spuneam că nu confirm deloc discuțiile dumneavoastră. Partidul Național Liberal are o decizie de a merge în coaliție cu propunerea de respectare a acestui protocol. Nu se va face niciun alt fel de anunț cu o lună înainte. În momentul în care deciziile vor fi luate, ele vor fi discutate în interiorul celor trei partide, PNL, PSD, UDMR, și sunt convinsă că formula finală de guvernare, cea care va veni după schimbarea premierului, va fi anunțată public, dar la momentul oportun. Suntem cu o lună mai devreme, n-are niciun sens să ne ocupăm timpul legat de nume, de ministere, pentru că acest guvern trebuie să funcționeze. Dacă astăzi va fi rostit că unul din miniștri va fi retras, că alt ministru va veni și va lua locul, activitatea în ministerul respectiv va fi îngreunată. Mi se pare nefiresc și neprincipial față de colegii mei din guvern ca aceste discuții să fie încurajate în spațiu public. Vă mulțumesc mult!